Ai spus la un moment dat că cei care nu doresc să se vindece au anumite beneficii, inclusiv acesta de a se victimiza. Și eu sunt în cealaltă poziție, în celălalt vârf al triunghiului acesta în care ne poziționăm de foarte multe ori. Suntem ori victime, ori salvatori, ori persecutori. Eu sunt salvatorul, eu, dar știu că e o poziție greșită, dar aș vrea să salvez pe toată lumea, aș vrea să deschid toate mințile, toate inimile, chiar și cu forța, încălcând liberul arbitru. Vreau să te întreb acest lucru, cum să facem să ne poziționăm corect pentru a răspândi cunoașterea, fără să îi luăm pe sus, fără să le încălcăm liberul arbitru, și să-i salvăm totuși și pe cei care se victimizează și pe cei care sunt victime, să-i salvăm totuși pe toți, îmi doresc eu. Draga mea, Dumnezeu însuși a încercat asta. Și el a ajuns la varianta boală și varianta suferință, tocmai pentru că oamenii nu cuplează la asta. Trebuie să înțelegi că cu cât insiști mai mult, cu atât îl îndepărtezi de posibilitate. Ego-ul, că el este responsabil cu încăpățânarea și cu îndărătnicia, își face numărul. Și de asemenea, trebuie să înțelegi că, de fapt, ce avem noi de lucrat în toată povestea asta este tocmai să le dăm spațiu liber. Dar, într-adevăr, neutralitatea este cea care ar face posibil ca o parte din persoane să acceseze. Deci, tocmai detașarea legată și să le dăm această libertate să aleagă și dreptul lor de a muri și a se îmbolnăvi. Deci nu putem cu forța, draga mea. În schimb, ce putem să facem este să îi educăm. Să educăm, pentru că e vorba de lipsă de educație. Ignoranța e o formă de lipsă de educație. Și atunci aceste persoane nu pot alege altceva pentru că ele nu, societatea cumva a permis asta, pentru că nu a ajuns până în ultimele, și la școala generală. Știi că multe din persoane sunt poate neșcolite. Sau multe din persoane sunt școlite, dar necitite în domeniul medical. De asemenea, multe nu știu fizică, pentru că, de fapt, medicina holistică e o chestiune de medicină legată de fizică demonstrabilă. Eu, în ultimul timp și în 2023, mi-am promis mie și să demonstrez tuturor cât de elevată, cât de științifică, cât de înaltă, de fapt, este medicina holistică. Și am creat foarte multe posibilități în videouri, în tot felul de interviuri în care explic științific și pun tot felul de link legat de ultimele descoperiri care arată că toate lucrurile pe care le spune medicina holistică, pe care le investighează și le tratează, sunt adevăr pur științific. Pentru că trebuie să înțelegem că locul unde Dumnezeu se întâlnește cu știința, adică medicina holistică, este tocmai această poziție de neutralitate de care îți vorbeam la un alt nivel, la un nivel universal. E foarte important, draga mea, să nu forțăm. De aceea trebuie să știi că eu am reușit de cele mai multe ori dând spațiu. Și într-adevăr că tu ești o persoană care vrei să salvezi și ești o persoană și alții sunt persoane care... Dar trebuie să știi că salvarea asta, în poziția asta de salvator, dacă este exagerată, iar este o... e același lucru sau se... cum să zic, e pe același nivel cu o persoană care nu alege medicina holistică. Pentru că nivelul ăsta de a nu dori să te salvezi este echivalent cu dorința de... și pressing-ul pe care îl faci să-i salvezi pe alții, adică nici aici nu este bine, e același lucru și salvatorul se duce către o boală. Da. Și atunci nu suntem repere. Pentru că, de fapt, ce este medicul de medicină holistică și liderul spiritual, pentru că medicina holistică este o medicină spirituală, este că liderul spiritual nu este o persoană care îi mișcă pe ceilalți prin forță sau prin a împinge sau prin a-i, cum să zic, a-i salva. Nu. Cuvântul este că îi atrage. Și îi atrage prin demnitatea lui, prin reperul, prin exemplu personal. Și atunci oamenii trebuie să vină către tine tocmai că vor să fie ca tine,
În momentul în care tu vrei să-i salvezi, tu te duci către ei și îi forțezi ei cu forța să le salvezi viața, lucru care este nepermis în legile Universului. Duce la traumă, duce la probleme, duce la un dezechilibru energetic și duce la boală în corpul fizic al Salvatorului. Știu că tu ai pus întrebarea asta retoric, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă și știu că tu ești un Salvator echilibrat. Și că știi să te detașezi de anumite lucruri, dar ca să înțeleagă oamenii ai pus această întrebare. Medicul, vezi tu, foarte ușor s-ar poziționa aici la Salvator, pentru că el asta face. Trebuie să înțelegi că eu m-am detașat de mult de această poziție de Salvator. Pentru că mi-a stat și mie în fel, una din tiparele mele greșite a fost această chestiune a Salvatorului, care poate fi în relația cu oamenii din societate, poate să fie în relația de familie, poate să fie în relația cu copiii, cu soțul, poate să fie în relația cu părinții sau cu prietenii, adică pe mai multe paliere. Dar trebuie să înțelegi că tocmai această, sau cea mai înaltă formă de a-i salva, în ghilimele, pe cei din jur, este să le accepti și să le respecti liberul arbitru și, dar, totuși, să nu renunți, pentru că nu trebuie să renunțăm, într-adevăr, cum spui tu, și trebuie încet, 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 încet să mișcăm tot ce este în jurul nostru și cum putem să mișcăm acest lucru prin exemplu personal și prin foarte multă, multă, multă educație.